Și probabil că vă așteptați la altceva în seara aceasta. Dar am spus de dimineață, Domnul este aici și slăvim numele Lui, pentru că prezența Lui poate să ne întărească pe fiecare dintre noi. Vedeți, suntem la o seară de evanghelizare. La o seară de veste bună. O seară în care Evanghelia se vestește și Evanghelia este vestea bună. Veștile bune vin de sus. Veștile rele vin de la oameni. Și în fiecare zi, în fiecare zi, când deschidem televizorul sau radio, auzim tot felul de vești, tot felul de atentate, tot felul de accidente, pe șosele, pe calea ferată, în aer. Și probabil că ne-am gândit și ne gândim ce bine că mie nu mi s-a întâmplat. Sau putem spune, mie nu mi se poate întâmpla un asemenea lucru. Dar vreau să spun în seara aceasta că ni se poate întâmpla fiecare dintre noi. Ni se poate întâmpla și nouă asemenea lucruri care se întâmplă astăzi în lumea în care noi trăim. Pentru că viața noastră este trecătoare, pentru că este atât de fragilă. Este important să ne gândim și să ne cercetăm în seara aceasta. Și ne gândim că, într-o zi, fiecare dintre noi vom pleca din lumea aceasta. Este un lucru sigur. Un lucru pe care noi știm că vom părăsi lumea aceasta. Ceea ce este important și la ce aș vrea să ne gândim în seara aceasta, să ne punem întrebarea, cum plecăm din lumea aceasta? Spune poezia așa, mă voi întoarce acasă într-o zi, în strălucire sfântă a țării mele, cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele. Și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte, din sărbătoarea plină de venin, departe voi fugi, departe. În țara mea iubită am să ajung, ca un copil cu sufletul fierbinte, să fie acolo drumul cât de lung, voi merge cu credință înainte. Și nu voi mai călca o niciodată hotarul țării mele înapoi, cu inima de dor înmiresmată, voi rămâne, dragii mei, voi rămâne, dragi îngeri, printre voi. Mă voi întoarce acasă într-o zi, raiul frumuseților natale și rănile de acum s-or odihni, când voi sfârși cu cântec astă cale. Când voi sfârși cu cântec astă cale. Ce minunat să poți să sfârșești calea în cântec, în bucurie. Însă pentru aceasta, frașii surori și dragi tineri și iubiți ascultători, este foarte important hotărârile, deciziile pe care le luăm fiecare dintre noi, în fiecare zi. Plecarea noastră din lumea aceasta, sfârșitul nostru din lumea aceasta, depinde de hotărârile, de deciziile pe care le luăm în fiecare zi, la fiecare pas. Undeva în Anglia, cu ani în urmă, erau doi frați care au crescut în aceeași casă. Foarte mult se asemănau, dar asta până la un moment dat, când fiecare dintre ei au început să ia decizii. Primul încă din adolescență a luat decizia să folosească alcool. Cel de-al doilea a luat decizia să nu pună cu gura pe alcool. Primul dintre ei nu iubea și nu îi plăcea să meargă la școală. Cel de-al doilea îi plăcea școala, îi plăcea să învețe, îi plăcea, în mod deosebit, geografia. Primul nu îi plăcea la biserică și nu venea la biserică. Cel de-al doilea iubea biserica, casa Domnului, era implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Primul a ajuns la un moment dat să fie bețivul satului. Cel de-al doilea a ajuns să fie cel mai mare explorator și misionar al Africii. Primul a ajuns să moară, să-și sfârșească viața într-un șanț. Cel de-al doilea a murit pe genunchi, rugându-se. Primul a fost înmormântat
într-un sat neștiut de nimeni. Cel de-al doilea a fost îngropat o noră militare în cea mai mare catedrală a Angliei, alături de împărații și regii Angliei. Primul nu-i știe nimeni numele, cel de-al doilea se numește David Livingstone. Pentru primul s-au deschis porțile iadului, pentru al doilea s-au deschis porțile raiului. Și toate acestea au pornit la un punct. Doi frați care au luat decizii, care le-au determinat finalul, sfârșitul, destinul. Doi frați cu destine diferite. Pentru că au luat decizii, fiecare la vremea lui. Sigur că vei spune, dar sunt unele lucruri pe care nu le putem controla. De exemplu, nu putem să controlăm, nu putem să hotărâm, să decidem noi în ce familie să ne naștem. Nu putem să decidem dacă ne îmbolnăvim de o boală incurabilă sau nu. E adevărat acesta. Însă putem să decidem ce atitudine vom avea în momentele când ajungem acolo. Ce decizie luăm, ce atitudine avem când ajungem în acele lucruri pe care nu le putem controla. Ce seamănă omul aceea, va și sincera, spune cuvântul Domnului. Și ar vrea să ne uităm la acest subiect în seara aceasta. Decizia determină destinul. Decizia pe care o iei astăzi poate să-ți determine destinul veșnic. În viața aceasta scurtă și trecătoare, sigur, fiecare dintre noi avem poate dușmani. Dușmanul cel mai teribil al nostru, al tuturor, și dumneavoastră Domnului, este diavolul. Dar vreau să spun că, dincolo de acestea, de acești dușmani, vreau să înțelegem că noi înșine putem fi dușmanul cel mai mare. Dacă vrem să știm care este dușmanul nostru, spunea cineva, să ne uităm în oglindă. Nu aici, evident, acasă, să ne uităm în oglindă. Și vom vedea care este dușmanul nostru cel mai mare. Asta pentru că uneori nu luăm deciziile cele mai bune și uneori luăm decizii care ne afectează viața. Se spune că de la 15 ani la 30 de ani omul ia toate deciziile importante. Între anii aceștia omul ia toate deciziile, sau cele mai importante decizii care afectează tot restul vieții. Este foarte important să iei o decizie din punct de vedere profesional. E foarte important să decizi ce vrei să fii în viață. Strungar sau inginer? Electrician sau medic? Nu? Lăgături sau astronaut? E foarte important ce decizi și ce decidem la un moment dat în viață. Pentru că asta vom face toată viața sau aproape toată viața. E foarte importantă decizia pe care o luăm. Pentru că asta ne afectează destinul nostru. Din punct de vedere profesional, din punct de vedere familial, dacă vrem. Este foarte important decizia care o iei. Și ar vrea să aduc înaintea noastră, în atenția noastră, în privința aceasta, pe Samson. Știm că Samson a fost la un moment dat să ia decizia, să se căsătorească. Și a hotărât să se căsătorească cu o femeie străină, care nu era din poporul Domnului. Și a spus la un moment dat, îmi place, chiar dacă părinții au spus nu. Chiar dacă părinții au spus nu este din poporul Domnului, a spus nu contează. Ce dacă nu-i pocăită? Se pocăiește ea. Și decizia aceasta pe care a luat-o în momentul acela, l-a afectat toată viața. I-a stricat, dacă vreți, toată viața. A venit un om la păstor și a spus, știi, eu am hotărât să nu mai vin la biserică. Pentru că am înțeles că n-are rost nici să vin la biserică. Pentru că, până la urmă, nu cred nici în rai, nici în iad. Pentru că toate acestea, pentru mine, nu există. Însă, decizia aceasta, hotărârea aceasta pe care a luat-o pentru el,
i-a distrus viața. Sunt importante, spun, deciziile pe care le luăm din punct de vedere profesional, familial, din punct de vedere unde voi locui. Vedeți, sunt mulți români astăzi care își pun întrebarea, unde să locuiesc? În România sau în Austria? În România sau în Spania? Și sunt situații de acestea în care fiecare ia decizia unde va locui. Și decizia aceasta pe care o ia poate să îl afecteze în bine sau rău. Citim după aceea de Scripturi că o familie a luat o hotărâre, o decizie să locuiască în Moab. Cum s-a numit? Elimelec, da. A spus, eu vreau să locuiesc în Moab. Eu vreau să părăsesc Betleemul, casa pâinie. Și eu vreau să locuiesc în Moab. Vă întreb, a fost o decizie bună? Nu. N-a fost o decizie bună pentru că asta, prin asta, a afectat toată familia. Sunt importante deciziile pe care le luăm, pentru că acestea ne pot afecta viața din punct de vedere profesional, familial, al locului unde stăm. Este foarte importantă decizia pe care o luăm, de cine ascultăm, de ce carte ne îndrăgostim. Este astăzi Biblia pe care o avem, Cuvântul lui Dumnezeu, este Coranul, este Turul de Veche. Este important de ce carte ascultăm. Ce decidem în privința aceasta din punct de vedere a relației noastre cu Dumnezeu? Ce carte ne influențează viața? Decizia pe care o iei și o iau îmi determină destinul. Pe cruce, Domnul Iisus spune cuvântul că era între doi tâlhari. Unul dintre ei decide să vină înaintea Domnului să spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei ajunge în împărăția ta. Și el decide să-L blasteme pe Domnul Iisus. Spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poboară-te și în loc să procedeze ca primul dintre tâlhari, a decis să poarte altfel doi oameni, două decizii, două destine. Se pune întrebarea, cum putem lua decizii bune? Aș vrea, în prima parte, să ne uităm la câteva metode greșite pentru a lua o decizie și apoi vom vedea metodele bune care ne vor ajuta să luăm decizii bune în viață. Pentru că decizia de astăzi determină destinul nostru. Sunt unii oameni care, atunci când e vorba să iau o decizie, se bazează doar pe rațiune, fără credință. Își folosesc doar rațiunea, fără să se bazeze pe credință, fără să folosească credința. Doar pe ceea ce cunosc ei, doar pe ceea ce știu ei. Sunt oamenii care fac doar calcule și se bazează doar pe rațiunea lor, pe ceea ce simt ei atunci, pe ceea ce înțeleg ei. Și nu avea să mergem în Scriptură și ne uităm la omul Dumnezeu, la Lot, cel care la un moment dat a luat o decizie, decizia de a locui în Sodoma. Lot și-a făcut calculele. Lot și-a făcut socotelile și a spus, da, e corect să mă duc în Sodoma. Din punct de vedere material, este o decizie bună, spunea el. Vă întreb, a fost o decizie bună? Nu. Pentru că s-a bazat doar pe rațiune, doar pe cunoștințele lui și nu s-a bazat pe credință. E o metodă greșită, dragi soare, când e vorba să luăm o decizie și dragi tineri. Nu vă bazați decizia. Nu luați o decizie bazându-vă doar pe rațiune. Eliminând sau fără credință. Pentru că credința este atât de importantă. Lot, spuneam, a luat decizii bazându-se doar pe rațiune, pe ceea ce a avut el. Pavel Corinteni spune, noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Și Pavel Evrei spune, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Când luăm hotărâri, decizii, doar pe bază de calcule, și ne gândim noi și ne facem noi calcule greșit. Este o metodă greșită. Și întotdeauna, când luăm o decizie, trebuie să bazeze pe credință. Când ne bazăm doar pe sentimente, pe rațiune, devenim niște oameni fricoși. Dar când ne bazăm pe credință, devenim oameni puternici. Alții își bazează decizia doar pe instinct, doar pe sentimentele care le au în momentul acela.
Și aceasta este o metodă greșită. Să-ți bazezi decizia pe care o iei doar pe sentiment, doar pe instinctul pe care îl ai atunci. Și mă gândesc atât de ușor. Și de atâtea ori în viața noastră am luat decizii care s-au bazat doar pe sentiment. Spune, noi am simțit lucrul ăsta. Deciziile bune, corecte, nu se bazează doar pe sentimente și pe instincte. Te-aș vrea să-l dau un exemplu. Îmi spune Scriptura despre Esau, fratele lui Iacov. Spre cuvântul Domnului că a venit la câmp, de la vânătoare, flămând, și când a intrat în casă a simțit un miros de ciorbă. Și a venit la ei cu răspuns, frate, mi-e foame, dă din ciorba ta. Am acest sentiment de foame. Ce îi spune Iacov? Frate, frate, dar ciorba e pe bani? Așa spunem noi. Da, frate, său ciorba mea, din ciorba mea, dar o condiție, ce să faci? Să-mi dai dreptul de lemn de născut. Și a basat decizia și a spus, ce îmi trebuie mie dreptul de născut? Și a hotărât să cedeze dreptul de născut. Pentru că s-a basat doar pe sentiment. Doar pe ceea ce a simțit atunci. Este o metodă greșită, spuneam, să-ți bazezi deciziile doar pe sentimentele care le ai. Dar știi, niciodată să nu iei decizii când ești flământ. Niciodată să nu iei decizii când ești nervos. Pentru că decizia aceea îți fac rău. Apoi, alții își iau deciziile, își iau decizii în funcție de ceea ce spun alții. Și deciziile lor sunt luate pe baza ceea ce spun prietenii, cei din casă. Se îmbracă cum spun alții. Fac tot ceea ce spun alții. Cei care își bazează deciziile de ceea ce spun alții, se gândesc foarte repede și întotdeauna caută vinovați. Întotdeauna celălalt sau ceilalți sunt de vină. O metodă greșită să-ți bazezi decizia și hotărârea pe care o ai în funcție de ceea ce spun alții. Spunea că un frizer a mărturisit că un tânăr venea de două ori pe săptămână la el să se tundă. De fiecare dată vroia altul să tundă. Dar de fiecare dată venea cu altcineva. Fie cu mama, fie cu prietenul, fie cu prietena. Și niciodată el nu era hotărât și nu știa cum practic să tunde. Pentru că își baza deciziile și lua decizia în funcție de ceea ce spun alții. Ceea ce vrea Domnul este ca întotdeauna să fim noi înșine și deciziile noastre să se bazeze pe Domnul și pe baza credinței, nu pe ceea ce spun alții. Ne uităm în Scriptură și citim despre Iosif, despre Daniel, despre acești tineri extraordinari care întotdeauna ei s-au bazat și au trăit o viață de credință, de ascultare de Domnul. Este o altă metodă, și abia să trec foarte repede, metoda semnelor. Mulți își iau deciziile lor pe baza semnelor. Și spun, dacă trebuie să fac un lucru, eu pun un semn. Și toate deciziile lor sunt luate pe baza semnelor. Dar e greșită și această metodă. Pentru că noi putem să manipulăm aceste semne pe care noi le punem. Spunea că un tânăr a vrut să căsătorească cu o fată și a spus așa, pun un semn. Dacă e voia Domnului să mă căsătoresc cu ea sau nu. Dacă la noapte va ninge, înțeleg că nu-i voia Domnului să mă căsătoresc cu fata asta. Dacă dimineața când mă trezesc, afară e zăpadă, Domnul nu vrea să mă căsătoresc cu ea. Și dimineața când s-a trezit, nu era zăpadă. Pentru că n-avea cum, era în august. Vedeți, mulți își bazează deciziile spunând, am pus un semn. Dar e greșită și aceasta, pentru că noi putem să manipulăm foarte ușor semnele acestea. Și întotdeauna Domnul vrea ca să ne bazăm pe Domnul și cu credință. Și întotdeauna când luăm o decizie, întotdeauna să căutăm părerea lui Dumnezeu. Să căutăm voia lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Iisus este calea înspre a afla adevărul, înspre a afla lucrul cel mai bun, calea cea mai bună. Întotdeauna deciziile pe care le luăm să fie bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-te în toate căile tale și El îți va netezi toate cărările tale. Sunt mulți oameni astăzi care iau hotărâri de capul lor. Sunt mulți oameni care decid la un anumit moment din viața lor să trăiască cumva și apoi să trezesc că ajung
unde ajung, unde nu și-ar dori să ajungă. Și mulți dintre ei întreabă, spun, Doamne, de ce am ajuns aici? Doamne, de ce ai îngăduit boala asta în viața mea? De ce? Pentru că nu l-ai întrebat pe Domnul. Pentru că Domnul va spune, pentru că atunci când ai decis să trăiești cum trăiești, să folosești alcool și țigări și droguri, atâtea lucruri, nu m-ai întrebat, nu l-ai întrebat pe Domnul. Și deși Domnul a îngăduit să ajungi acolo. Întotdeauna când luăm o decizie, ea trebuie să fie găsită în Cuvântul lui Dumnezeu. Să căutăm voia lui Dumnezeu. Întotdeauna să căutăm sfatul înțelepte. Să căutăm oameni care ne pot da un sfat. E adevărat că deciziile sunt ale noastre, dar să nu avem impresia că noi suntem cei mai deștepți și mai înțelepți. E adevărat că sunt mulți care se pare că știu totul. Și orice ai întreba, ei au răspuns pe toate întrebările. Dar când e vorba să iei o decizie înțeleaptă, o decizie corectă, ca să te afecteze în bine, întotdeauna caută voia Domnului. Caută oameni înțelepți care pot să-ți dea un sfat bun, care poate să-ți dea o direcție bună. Pentru că decizia de astăzi afectează destinul. Întotdeauna, ca să iei o decizie bună, să gândești și să gândim pe termen lung. Deci noi ne gândim așa, să reușesc astăzi să văd ce va fi astăzi, mâine, Domnul știe. O decizie bună întotdeauna se ia pe termen lung. Și cei care iau decizii bune și vor să fie binecuvântați în viața lor, cu un destin binecuvântat, ei iau decizii pe termen lung. Am citit povestea unui tânăr crescut în biserică. Un tânăr care îl iubea pe Domnul și iubea casa Domnului. Un tânăr care era implicat în lucrarea Domnului. Un tânăr care avea brâvnă pentru casa și lucrarea Domnului. A terminat liceul și a mers la un institut teologic. După primul an a zis, nu este cariera cea mai bună. Renunț la acest institut. A renunțat la teologie și a mers la o altă facultate. Crezând că a luat o decizie bună. După primul an de facultate a spus, eu vreau să fiu șef de promoție. Ca să fiu șef de promoție trebuie să văd mult, trebuie să renunț. Eu nu pot să mai lucrez în biserică. Și a renunțat la lucrarea din biserică. După următorul an a spus, eu trebuie să văd mai mult. Eu nu mai pot să merg la biserică. Și a renunțat și la biserică. Și la Domnul. Și a ajuns, a terminat facultatea. A ajuns șef de promoție. S-a căsătorit cu o colegă de clasă. Au primit un serviciu foarte bun. Un salar mare. Casă de serviciu. Și-au cumpărat mașină. Și se părea că au luat decizii cele mai bune. Erau cei mai fericiți. Gândind că atunci când au hotărât să lase biserica și lucrarea, au decis și au făcut o alegere bună. Dar s-a întâmplat ceva. Tânărul acesta, de acum fericit, cu mulți bani, cu casă, cu mașină, într-o zi a decis să înșoare soția, a decis să meargă pe o cale a păcatului. Soția era însărcinată când a aflat, a intrat într-o stare de depresie, a început să bea, a început să ia medicamente și s-au născut doi gemeni bolnavi, retardați mental, handicapați locomotorii. Și se uita la acești copii nevinovați în starea în care erau. Și s-a întrebat, de ce? Răspunsul a fost pentru că a luat decizii greșite care l-au afectat toată viața. Deciziile determină destinul. Frații și surori și frații tineri, fiecare dintre noi, în fiecare zi luăm decizii. Dacă vrem să luăm o decizie bună, întotdeauna să căutăm voia Domnului. Întotdeauna să întrebăm pe Domnul. Întotdeauna să căutăm oameni înțelepți, oameni al lui Dumnezeu. Întotdeauna să ne gândim, chiar pe termen lung. Ia astăzi iau decizia aceasta, dar ce se va întâmpla cu mine mâine? Sunt mulți care iau decizii pe termen scurt și zic, ce dacă fumez o țigară? Ce dacă beau o bere? E bine, e fain, spun ei. Dar nu se gândesc unde se sfârșește. Nu se gândesc ce urmează dincolo. Pentru că decizia de astăzi afectează destinul. Sunt importante deciziile pe care le luăm, din punct de vedere profesional. A faptul unde locuim,
familiar. Sunt decizii importante pe care le luăm, dar cea mai importantă decizie pe care trebuie să o luăm este decizia de a urma pe Domnul. Este decizia de a renunța la păcat, la fără de lege. Decizia de a renunța la minciună și la alte și la alte lucruri, la alte pofte. Decizia de a urma pe Domnul este cea mai importantă decizie. Este decizia pe care poți să o iei și pe care, de fapt, fiecare o ia. De a-L urma pe Domnul sau de a nu urma pe Domnul. Decizia de a trăi în adevăr sau decizia de a trăi în minciună. Decizia de a trăi în sfințenie sau decizia de a trăi în păcat. Sunt lucruri pe care le luăm fiecare dintre noi. Eu doresc din toată inima și mă rog ca Domnul să plec astăzi, toți cei ce suntem aici, și copiii și tinerii, să luăm decizia de a sluji pe Domnul. Eu să spun, eu și casa mea hotărăsc, decid astăzi să slujesc pe Domnul. Iar să poporului, voi decideți astăzi. Cui vreți să slujiți? Și noi toți decidem în seara aceasta, așa fiecare zi. De cine ascultăm? Pe cine slujim? Și de decizia de astăzi, aș vrea să rămână în mintea noastră, depinde destinul veșnic. Spune că tare, nimica nu-i mai scurt ca viața. Dar nici mai veșnic de treia. Poți trăi în har sau plăcări. Depinde de voința ta. Poți să decizi să fii ca un înger sau poți să trăiești ca un demon. Decizia ne aparține. În seara aceasta, vestea Evangheliei. În seara aceasta, Domnul, cu răbdarea, îndurarea sa, ne-a dat această posibilitate și ne dă această posibilitate de a decide cu cine vrem să trăim. Pe cine vrem să slujim. Cu cine trăim și decidem să trăim în viața aceasta. Cu acela vom petrece veșnicia. Domnul să ne ajute ca să decidem astăzi, să slujim pe Domnul. Sunt importante celelalte decizii. Sunt foarte importante. Dar cea mai mare și importantă decizie este cu cine vrem să fim dincolo. Pentru asta se decide ca de astăzi să trăim cu Domnul. Să trăim pentru El și pentru slava Lui. Să trăim în adevăr. Să spunem adevărul. Să trăim o viață de sfințenie, o viață curată înaintea Domnului. Și Domnul să ne ajute pe toți ca astăzi, în seara aceasta, să decidem să trăim pentru Domnul și pentru gloria Lui. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să mulțumim Domnului pentru ziua aceasta. Cu toți în Duhul nostru, cu voce care o să oră să mulțumesc Domnului. Împreună cu noi la părtășie în casa Domnului, Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să anunț din nou, pentru mâine, la ora 12, ne întâlnim cu frații, cu slujitori, cu cei care cred în puterea rugăciunii, la ora 12, ne întâlnim în casa Domnului pentru rugăciune. Și apoi, mâine seară, cu voia Domnului, la aceeași oră, ora 6, va fi din nou o seară de evangelizare, o seară de veste bună, o seară în care Evanghelia va fi vestită în locul acesta. Pentru mâine seară l-am invitat cu fratele Moise Rășitor, păstorul Bisericii Baptiste din Timișoara, numărul 2, împreună cu un grup de cântărești acolo și ne rugăm ca Domnul să-i aducă în pace și Domnul să-i folosească în vestirea Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să continuăm să ne rugăm, frate și lor. Aș vrea să stăm înaintea Domnului, să cerem de la Domnul îndurare, har și binecuvântare peste fiecare seară pe care Domnul ne va da și vom putea să ne adunăm aici. Și Domnul să se îndure și Domnul să dea binecuvântarea sa. Amin. Amin.